CSM Suceava va lupta pentru unul dintre cele două locuri care duc în prima divizie cu formațiile CSU Timișoara, KingZ Cluj și Arcada Galați, ultima grupare fiind și gazda turneului de la finalul acestei săptămâni. Tehnicianul Victor Pancu nu va putea conta la baraj pe liberoul Tudor Orășanu accidentat, în vreme ce Sebastian Ursachi și Lucian Huțuleac nu sunt la capacitate maximă, tot din cauza unor probleme medicale. În primul joc, CSM Suceava întâlnește vineri gruparea CSU Timișoara. Sâmbătă, voleibaliștii suceveni înfruntă Clujul, iar duminică, în ultimul joc, evoluează în compania Galațiului. CSM Suceava s-a calificat la barajul de promovare după ce a trecut în play-off de formațiile Știința București și Știința Bacău. În sezonul regulat, SASU și compania au terminat pe locul secund în clasamentul Seriei de Est.